Salutare, salutare! Nici nu știu cum să încep această filmare. De fapt, aș vrea să spun că până acum, anul ăsta a fost unul foarte bun pentru noi în privința iezilor, pentru că avem 40 de capre și din 40 de capre mai sunt încă 4 de fătat, că una doar ce a fătat astăzi, pe 14 aprilie, și mai avem 4. Și din 35 de capre care au fătat, ia uitați câți iezi mai avem. Ăștia sunt. 1, 2, 3 și cu 1, 4. În 35 de capre am avut 60 și ceva de iezi, aproape 70, și mai sunt ăștia 4. Atât. Și cu asta mică, care a fost fătată acum, azi de dimineață. Am dat iezi la 3 persoane în 3 colțuri diferite ale țării și suntem foarte mulțumiți că ne-au găsit pe noi și că ne-au ales și am avut noroc și cu filmările după YouTube, că de fapt ei după YouTube ne-au găsit. Două dintre persoane au vrut ca să facem un filmuleț scurt cu ei. A treia nu, fiind persoană publică, am înțeles și nu am insistat. Da, să vă arătăm acum și filmările și apoi se termină filmarea. A venit momentul ca să facem și o vânzare, să vedeți și dumneavoastră. Avem pe cineva care a venit tocmai de la Timișoara. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Cum v-ați hotărât să veniți așa de departe, tuma la noi? De pe YouTube v-am găsit și vreau cineva de rasă, de ce nu să vin până la dumneavoastră? Păi și nu v-a deranjat distanța până la noi? Când e ceva de bun, eu zic că e bine, că merită să știți că și noi. Să știți că și noi am făcut când am început cu lucrurile astea și n-am ținut cont de distanță. Ce ne-a plăcut, am fost și am luat de unde a fost. Da. N-am ținut cont de așa ceva. Ne bucurăm că ați venit la noi și că v-a plăcut, probabil ce ați văzut. Da. Așa? Dă-i și o să cumpere de la noi un ieduț cu acte în regulă care o să plece tocmai la Timișoara aproape. Vă arătăm acum și ieduțul și documentele de însoțire, așa, mai de la distanță. Da. Acesta este ieduțul, aici sunt documentele de transport, clotarii, acte, tot ce trebuie. Dânsul este nou proprietar. Să vă trăiască! Mulțumesc! Să vă trăiască, să aveți noroc de el, să vă fie la fel de prolif ca tatălui. Mulțumim! Da. Bună dimineața! Avem acum aici un lot de 21 de iezi, 20 de ieduțe și un tap, care în maxim o oră și jumătate vor pleca spre Suceava. Aici au granule speciale pentru ei, lucernă de bună calitate, sunt înțărcați de la capre, mănâncă lapte praf foarte bine de la jgheab, mănâncă lucernă, mănâncă granule, au crotarii toți, iezi pleacă cu acte în regulă, documente care atestă rasa care sunt, sanen, și cu documente de transport. Aceștia sunt. Au între 4 săptămâni jumate și 6 săptămâni fetele. Suntem împreună cu domnul Adi de la Suceava, de lângă Suceava, care a venit la noi, ne-a găsit pe internet, nu? Pe YouTube, da. Pe YouTube, da. Și dânsul ne-a ales pe noi ca să ia de la noi ieduțele. Și dânsul a luat lotul de 21 de ieși. Vă mulțumim că ne-ați ales pe noi. Acestea sunt documentele dumneavoastră de transport și de însoțire și care atestă rasa pe care ați cumpărat-o. Să vă trăiască, să aveți noroc. Mulțumesc. De el, să trăiți. Și să aveți drum bun acasă și Mulțumesc. Să aveți grijă de fetițe. Mulțumesc, o zi bună. Cam așa stau lucrurile cu iezii pe anul ăsta. Nu mai avem iezi deloc. Vă mulțumim celor care ați cumpărat de la noi. Mulțumim și YouTube-ului că cu ajutorul lor
am vândut toți iezii repede și am vândut, după cum ați văzut, în iezii la vârste între 4 și 6 săptămâni, ceea ce a fost foarte bine pentru noi, că ne-a scutit de unele cheltuieli. Așa că, dacă v-a plăcut, puteți să ne dați un like, puteți să vă abonați, nu vă costă absolut nimic, este doar bunăvoința voastră. Urmează un alt videoclip în scurt timp și să ne vedem sănătoși!